Pentru Irina Deleanu, eleganța face parte din felul ei de a fi. Iubește la nebunie să se îmbrace elegant și să-și arate feminitatea. Iar atunci când probează rochii, președintele Federației Române de Gimnastică Ritmică se transformă într-un adevărat fotomodel. Cunoscută drept una dintre cele mai frumoase femei din sportul românesc, Irina Deleanu este un exponent al eleganței și bunului gust. Transformată pentru câteva ore în model, Irina Deleanu recunoaște că i-a fost greu să aleagă doar câteva ținute preferate. I-au plăcut toate. Cred că am peste 100 de rochii de toate felurile și evident atunci când merg la un eveniment niciodată nu am ce-mi trebuie. Totdeauna trebuia mai așa, mai scurtă, mai lungă, mai decoltată, mai nedecoltată, mai îmbrăcată. Ca orice femeie, niciodată noi nu avem ceea ce ne trebuie în garderobă, știți cum e, oricât de mult de rochi am avea. Irina Deleanu își alege singură ținutele atunci când trebuie să fie prezentă la evenimente și a ajuns, după cum mărturisește, și specialistă în machiaj. Eu mă aranjez pentru că fiecare femeie își cunoaște defectele și calitățile, nu știu, și potențez ce e bine la față, estompez ce nu e bine. Chiar dacă iubește să fie elegantă, șefa gimnasticii ritmice din România recunoaște că în zilele în care nu are îndatoriri oficiale sau întâlniri, adoră să poarte ținute lejere. Dacă în zilele în care nu am întâlniri, nu am interviuri, nu merg la vreo emisiune la televizor sau nu merg la vreo ședință, prefer ținutele lejere. Pentru a putea face față tuturor îndatoririlor unei zile de lucru, Irina Deleanu are un regim special. Cu același regim strict de sport dimineața, dietă, meditație, îmbrățișa de copaci, același regim strict care mă ajută să pot să fulfill toate taskurile zilei. Măcinat de accidentări, judoca Ashley Gonzalez nu a reușit să se califice la Jocurile Olimpice, dar a devenit partenerul de antrenament al lui Alex Creț, cel care va reprezenta România la competiția de la Paris. Cubanezul Ashley Gonzalez, vicecampion olimpic la judo la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012, a venit în România în 2021 cu gânduri mari să aducă o medalie olimpică și pentru țara noastră. Din păcate, din cauza unor accidentări repetate la genunchi, sudamericanul a făcut pauză de judo luni bune și a ratat astfel calificarea la Jocurile Olimpice, deși a fost foarte aproape. Îți pare rău că tu nu vei fi la Paris? Da. Ce s-a întâmplat? Un pic de accidentare și nu mult noroc. La Jocurile Olimpice de la Paris, România este reprezentată la judo de Alex Creț, al cărui partener de antrenament a devenit Ashley Gonzalez. Foarte fericit pentru că am lucrat cu el tot timpul și am muncit mult și merese oportunitatea asta. Emil Morar, cel care îi pregătește pe cei doi sportivi la lotul național, se bucură pentru calificarea lui Creț, dar regretă că Gonzalez nu este la Paris. Acest valoros Ashley Gonzalez, care a avut probleme cu genunchii, l-am operat, astea mi-au oprit ca ei să adune suficiente puncte și să se califice, au fost foarte, foarte aproape. A lipsit vreo 2-3 luni, dar a avut repetate recidive, reaccidentări și n-a putut să dea randamentul scontat, dar e un sportiv fantastic. Ashley trăiește în România de 3 ani și spune că s-a obișnuit cu viața de aici. Nu face însă prea multe lucruri. Cum este viața în România pentru un cubanez? Pentru mine e judo, mâncare și somn. Din când în când are și două produse cu specific românesc pe care le consumă. Mi-e place slanina, mi-e place mici, un pic, nu mult, dar dacă face bine, da, mi-e place. Ana Beșiniei face parte din lotul național de triatlon al României și studiază la Queen's University, aceeași facultate pe care a absolvit-o și Felix Duchamp, sportiv calificat la Jocurile Olimpice de la Paris. De un an, Ana Beșiniei, triatlonistă în lotul național al României, trăiește visul american. Tânăra sportivă a intrat cu bursă la Queen's University din Carolina de Nord. În primul rând am aplicat și m-am gândit din timp să aplic. Am dat bacul american SAT-ul pe lângă bacul nostru înainte și ei mi-au oferit bursă atât sportivă cât și academică, care mă ajută să stau acolo. Anei nu i-a fost ușor să obțină bursa americană. Am învățat destul de mult și pentru SAT și am
încercat să am un CV cât mai bun și cât mai complex, așa, pentru a primi cât mai mult bani. Universitatea la care românca este studentă este aceeași pe care a terminat-o și Felix Duchamp, triatlonistul care ne reprezintă la Jocurile Olimpice de la Paris. Chiar el trebuia să vină anul acesta, am avut o activitate în facultate unde veneau toți olimpicii sau cei care au avut niște rezultate impresionate în sport, doar că din cauza pregătirii el n-a putut să ajungă, dar va veni anul viitor. Când nu merge la cursuri și la antrenamentele și concursurile de triatlon, Ana își petrece timpul alături de colegii ei. După facultate, sportiva s-a hotărât ce va face. Mi-aș dori să lucrez ca manager, nu știu încă în ce domeniu, probabil ceva combinat sport, unde nu mă va duce drumul. Undeva în străinătate? Cel mai probabil, da. Managerul general al Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, Camelia Potec, le-a făcut o surpriză fanilor înotului. Dorind să sărbătorească ziua natației, fosta mare sportivă a României a decis să revină la marea ei dragoste. Campioană olimpică la Atena în 2004, Camelia Potec a revenit în bazin după o pauză de 3 ani. Ea a înotat la bazinul Lia Manoliu și s-a simțit efectiv la fel de bucuroasă ca un copil la reîntâlnirea cu apa. Nu înot des, pot să spun că astăzi este o zi specială. Astăzi o să fac o excepție pentru că în ultimii 3 ani de zile, iată că nu am mai pus piciorul în apă și nu am mai înotat. După cum recunoaște marea noastră campioană, povestea de dragoste cu notul a început pentru ea din primii ani de viață. A început de la o vârstă foarte fragedă, din ce mi-aduc aminte de la o vârstă de 5 ani, dar cu siguranță că m-am simțit atrasă de apă cu mult timp înainte, cred că de când m-am născut, dar n-am știut să arăt lucrul acesta. De asemenea, cea care conduce Federația Română de Natație și Pentatlon Modern din 2013 recunoaște că nu și-ar fi putut imagina viața fără înot și fără apă. V-ați imaginat vreodată viața noastră fără înot? Poate mi-aș fi imaginat viața sau mi-am imaginat viața fără înot de performanță, dar cu siguranță fără înot nu. Mă simt în continuare atrasă de apă. Îmi place foarte mult senzația pe care o ai atunci când înoți. Lăsând la o parte că sunt și o consumatoare de apă și nu pentru că este bine și sănătos, ci pentru că organismul meu cere și eu îi ofer apă și hidratarea de care are nevoie, dar îmi place foarte, foarte mult în continuare să înot, mă simt extraordinar de bine în continuare în apă, chiar dacă acum nu mai sunt înotătoare de performanță. Medalia olimpică este singurul trofeu care lipsește din palmaresul Federației Române de Tenis de Masă. După ce la Tokyo, tricolorii s-au situat de 2 ori pe locul 5. Acum sportivii văd în fața ochilor doar podiumul de la Paris. De altfel, jucătorii români de tenis de masă recunosc că în ultimii ani doar la Jocurile Olimpice le-a stat gândul. A venit momentul nostru, au spus tricolorii de la tenis de masă înaintea plecării spre Franța. România are reprezentanți la Jocurile Olimpice atât în proba pe echipe, acolo unde fetele noastre Eliza Samara, Bernadette Soci, Adina Diaconu și Andreea Dragoman sunt favorite. La simplu fete, simplu băieți prin Eduard Ionescu și Ovidiu Ionescu, dar și la dublu mix prin Bernadette și Ovidiu. Sportivii mărturisesc că ani la rând s-au gândit doar la această ediție a Jocurilor Olimpice. Pot să spun, ultimii 2 ani chiar m-am gândit doar la Jocurile Olimpice, nimic nu m-a mai interesat, am lăsat totul la o parte. Aproape mereu, clar, este dorința fiecărui sportiv, visul fiecărui sportiv să participe în primul la Jocurile Olimpice. Am fost deja la două jocuri și acum simt că pot oferi mai mult. Mă simt bine, fizic atât cât și psihic. De 2 ani pot să spun că mă gândesc în continuu la jocuri. Am avut o perioadă în care mă gândeam excesiv și acest lucru nu mi-a făcut foarte bine, dar ușor, ușor am reușit să mă adaptez și cu gândul și cu presiunea și cumva am reușit să o aduc pe o linie dreaptă. Sportiva cu cele mai multe prezențe la Jocurile Olimpice din lotul României de tenis de masă este Eliza Samara, care acum la Paris bifează a 5-a participare la cea mai importantă competiție a lumii. Faptul că m-am calificat, vis. Faptul că m-am calificat din nou, pentru că în 2008 și în 2010 calificările erau mult mai simple. Acum sunt mult mai greu ca să te califici. Trebuie să joci foarte mult ca să-ți ții ranking-ul. Dacă nu joci sau dacă joci foarte mult și nu câștigi, pici. De aceea, faptul că ne-am calificat
maximum și echipe și mixt și simplu, înseamnă că suntem într-o mare formă. Andreea Taloș este reprezentanta a triplu saltului românesc la Jocurile Olimpice de la Paris. Fata este nebunită după senzațiile tari și nu se teme de nimic. Sportiva vine la antrenamente cu bicicleta și atunci când vrea să se relaxeze, se dă cu motorul. Andreea Taloș este la a doua participare la Jocurile Olimpice, după ce în 2016 a reprezentat România la competiția supremă de la Rio de Janeiro. Pentru Paris, atleta și-a asigurat biletul după campionatele naționale de la Cluj-Napoca. Sunt foarte fericită pentru că am reușit să mă calific la Paris. Aștept această calificare de 8 ani de zile după ediția de la Rio. Aceasta ar fi a doua. Sportiva a mers la Cluj convinsă că se va califica la cea mai mare competiție sportivă din lume. Am avut campionatele naționale, într-adevăr, la Cluj-Napoca, unde m-am dus foarte hotărâtă pentru că era cam ultima șansă de calificare și am zis, trebuie să fiu acolo, să fiu în avionul de Paris. Andreea iubește la nebunie atletismul, dar și adrenalina. Pe lângă permisul de mașină, îl are și pe cel de motocicletă. La antrenamente vine cu bicicleta și spune că îi place să se dea și cu trotineta. Permisul de motocicletă l-am luat în 2020 și chestia asta mi-a insuflat-o cumva soțul meu, care este motociclist. Și prima oară țin minte că mi-a fost frică să mă urc pe motocicletă, am zis că așa ceva nu mă urc niciodată. Până a existat prima dată și apoi am zis gata, de mâine vreau și eu, a doua zi m-am înscris la școală. Când e pe motor, Andreea este cea mai fericită. Este o senzație așa de libertate, nu știu cum să zic, e un sentiment aparte, adică poți să faci ce vrei, să te duci unde vrei, ești în aer liber, este foarte frumos, mi se potrivește mie ca și caracter. La antrenamente, sportiva vine cu bicicleta. Sinceră să fiu, nu am calculat, dar având în vedere că de acasă până aici am 4 km și zilnic îl fac de 2 ori, se adună câțiva kilometri pe săptămână. Atleta este genul de sportivă fără superstiții. Explică și de ce. Nu cred în superstiții, adică eu acasă am o pisică neagră și îmi trece prin față zilnic de foarte multe ori. După succesul pe care l-a avut la campionatele europene de gimnastică ritmică, Amalia Lica a mai reușit o performanță, de această dată pe plan personal. Cea mai bună junioară a României a primit vestea mult așteptată. Din toamnă va învăța la liceul la care și-a dorit, Anghel Salini. Amalia Lică își trece în palmares încă o reușită. Gimnasta multiplă medaliată la europene a avut un succes major și la școală. Păi am aflat că am intrat la liceu. Și cât de fericită ești? Sunt foarte fericită, am scris la toată lumea, pe cine a interesat, la toată lumea am scris. O să fiu la liceul Salini, pe profil sportiv. Sunt foarte fericită că am intrat. Amalia a studiat mult pentru acest examen. Am învățat de la începutul anului, de prin septembrie, cam așa, de anul trecut chiar. Și până în ultima zi. A fost cel mai greu examen din viața ta de până acum? Examen pe foaie, da, dar, de exemplu, la gimnastică a fost mai greu decât la examen. Tânăra sportivă se pregătește acum de vacanță. Aș vrea să merg în Barcelona în vacanță și poate chiar și la mare, nu știu, dar tot așa să fie distracție. Pentru Amalia, 2024 este ultimul an de juniorat, iar fata este nerăbdătoare să se dueleze cu senioarele. De la anul senior o să fie din ce în ce mai interesant. Echipa feminină de gimnastică a României și Andrei Muntean au avut parte de o slujbă specială. Sportivii au asistat emoționați la momentul în care, pe lângă rugăciuni în Lăcașul Sfânt, corul a intonat Deșteaptă-te române. Carmensita Constantin, președintele Federației Române de Gimnastică, le-a oferit sportivilor săi un moment plin de emoție și încărcătură. Împreună cu staful Federației, gimnaștii au fost prezenți la o slujbă organizată special pentru ei, de părintele Laurențiu Lazăr, la parohia Iancu-Nou Bălăneanu. Și pentru noi a fost o emoție. Într-adevăr, rugăciunea este cea care face bunul început al tuturor lucrărilor din viața noastră, însă evenimentul de astăzi a fost pentru noi cu o emoție în plus, pentru că iată s-a aflat în biserică membrele și membrul lotului olimpic de gimnastică al României.
pe lângă rugăciunile citite special pentru gimnastă și pentru Andrei Muntean, în timpul slujbei aceștia au avut parte și de un moment inedit. Li s-a cântat Deșteaptă-te române. Părintele Laurențiu Lazăr i-a chemat pe sportivi lângă el în fața altarului și le-a ținut un discurs încărcat de emoție. De muncit ați muncit destul. Mintea și sufletul vostru trebuie să vibreze. Trebuie să zvâcnească a România, a limba română, a roșu, galben și albastru. Preotul Lazăr nu este străin de sport. El cunoaște și trecutul de aur al gimnasticii românești. Am urmărit gimnastica. Știu despre performanța Nadiei Comăneci în 1976 de la Montreal. Apoi am urmărit Olimpiada de la Los Angeles, acolo unde iarăși româncele noastre au performat foarte bine. România are viitor și la volei, iar cel mai recent exemplu este Maria Știrbu, ridicătoarea celor de la CSM Constanța. Capitanul naționalei feminine de junioare a făcut pasul spre echipa mare, la care va debuta la doar 17 ani. Maria Știrbu a fost capitanul naționalei de junioare a României la campionatul european organizat la Blaj, chiar dacă echipa noastră a ratat prezența în semifinale. Acest lucru nu a împiedicat-o pe ridicătoarea noastră să se numere printre cele mai valoroase jucătoare de pe postul său și, drept urmare, a primit convocarea pentru naționala de senioare. Avem o jucătoare, ridicătoare a lotului național, care a fost convocată la echipa națională de senioare în două jocuri care vor finaliza anul acesta calificări la campionatul european. Jucătoarea de doar 17 ani a început deja prima ei aventură alături de echipa de senioare, care se pregătește pentru două meciuri oficiale programate la finalul lunii august. Toată pregătirea se va realiza la Blaj, au în jur de 4 meciuri de verificare acasă și în deplasare, Coreea acasă, în Slovenia, ultimul joc, Ungaria, deci sunt 4 jocuri de verificare și toată perioada aceasta vor sta la Blaj. Deși echipa României a terminat pe locul 6 în grupă și pe poziția 11-a în clasamentul general, președintele Federației Române de Volei, Adin Cojocaru, este mulțumit de jocul fetelor noastre. Față de anul trecut, unde am antrenat în grupă pe un loc 8, acum am antrenat pe un loc 6, am câștigat mai multe jocuri față de anul trecut în Ungaria. Există un plus, există un câștig, cel puțin în anumite acțiuni tehnico-tactice specifice jocului. Încă avem de lucru, dar echipa României a arătat mai bine sau mult mai bine față de ce a fost anul trecut. Șeful voleiului românesc nu exclude ca în viitor țara noastră să găzduiască alte competiții importante. Dar până atunci, în 2026, România va fi gazda uneia dintre grupele campionatului european de seniori, una dintre cele mai importante competiții din lume. Este un lucru fantastic să poți să aduci în țară, să organizezi niște competiții care nu fac decât să promoveze cumva jocul de volei. Noi asta vrem, să promovăm jocul de volei și să avem vizibilitate la nivel european și internațional și mondial, dacă se poate. În sport e deja un obicei ca performerii să fie cei adulați de public pentru rezultatele lor, dar acestea nu ar fi putut fi obținute fără ajutorul antrenorilor. La Anot acest lucru e parcă și mai pregnant. Reprezentanta a clubului Steaua, Valentina Brat, este una dintre cele mai valoroase antrenoare de Anot din țară. Performanțele sportivilor săi se fac cu sacrificii, atât din partea lor cât și din partea antrenorului, pentru că în fiecare dimineață prima ședință de pregătire începe la ora 5:30. Eu fac antrenamente în funcție de programul lor de școală. Două grupe de dimineață și primul antrenament ia startul la 5:30 și apoi cu Diana lucrez de la 9 la 11. Apoi ei de regulă merg la școală și după amiază antrenamentul este de la 5 până la 8. Fostă notătoare de performanță, cu rezultate foarte bune în timpul junioratului, Valentina Brat spune că emoțiile pe care le are în rolul de antrenoare sunt mult mai mari decât cele pe care le avea atunci când concura. M-am gândit de multe ori ce am simțit și unde au fost emoțiile mai puternice, ca sportiv sau ca antrenor. Și trebuie să recunosc că în perspectiva asta antrenorului, emoțiile sunt mult mai mari. Tot din experiența sportivă, Valentina știe cât de important e rolul antrenorului în obținerea performanțelor, așa că încearcă să fie în permanență alături de sportiva sa, Diana Stigăr, chiar și când trebuie să meargă alături de ea pe mal 1500 de metri, căci atât de lungă e una din probele ei. Încerc să-i fiu alături, chiar și așa,
pas cu pas. Lucrăm la lucrul ăsta, este foarte important ca sportivul să-și vadă antrenorul, pentru că îi mai poți da anumite repere, și de timp, și de poziție. Legitimată la clubul Steaua, Valentina Brat recunoaște că până acum nu a avut parte de sportivi care să caute scuze să nu vină la antrenament, dar e convinsă că nicio scuză nu o va putea bate pe una auzită în copilărie, pe când era sportivă. Mie nu mi-au găsit încă scuze, dar mi-aduc aminte de o situație amuzantă atunci când eram eu sportivă cu un coleg de-al meu care i-a spus la antrenoarei mele de atunci că a fost să se spovedească, de aceea n-a putut să vină la antrenament.